Să redeschidem Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Profetului Iona, capitolul 3, pagina 894, în Biblia, versiunea Dumitru Cornilescu, de la versetul 1 până la versetul 10 inclusiv. Ascultăm cuvântul Domnului. O să citesc toate versetele odată, iar apoi unul dintre ele vom citi cu toții. Îl vom citi cu toții. Dacă văd o pereche de buze care nu citește, indiferent dacă ești la balcon sau jos, vezi că din cauza ta repetăm și nu prea fi bine. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Ion a început să pătrundă în oraș, cale de o zi strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, și-a scos mantia de pe el, s-a coprit cu un sac și a șezut în cenușă. A trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Dacă nu își va opri mânia lui aprinsă, ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l facă și nu l-a făcut. Și te rog să lași versetul ăsta 10, ca să fim cu toții, sper, de 10. În pocăință ajută-ne, Doamne. Da, citim cu toții versetul ăsta, fiți foarte atenți, mă uit la fiecare dintre noastre. Dacă văd o pereche de buze care nu citește, catolic, ortodox, romano-catolic, reformat, pentecostal, chiar nu ne interesează acum, deși vă respectăm religia, dar trebuie să ne asigurăm că a citit un verset din Biblie. 3, 2, și. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Prin asta am vrut să vă demonstrez că dacă atinge cineva Biblia și n-are studii teologice, nu-i se întâmplă nimic. Nu pățește nimic. Și am vrut să vă reamintesc penticostalilor, botezați în apă de multă vreme, că Biblia se citește cu voce tare. Am greuți. Pe unii v-am ajutat că e singurul verset din săptămâna asta pe care l-ați citit cu voce tare, așa-i? Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gadgeturile tale. Să scrie. De dispozitivele tale, nu? De handsfree-urile tale. Ascultă un căci numai. Nu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de? Păi cum? Citim cu gura? Se pare că da. Pentru că atunci când citim cartea aceasta, trebuie să fim atât de atenți încât televizorul să fie închis, sper că nu-l mai ai, smartphone-ul să fie închis, orice sursă de tehnologie modernă să se închidă. Singurul context în care ai voie să citești Biblia ești dacă ești pe autobuz și te afli într-un moment în care n-ai apucat să iei o Biblie. Nu că ți-e rușine să porți Biblia fizică cu tine. Aviz amatorilor care zic, eu nu mai port Biblia că mi-e rușine. Domnul să ierte pe pocăiții care în seara asta au venit fără Biblie la biserică. O zis pocăiții care au Biblia, stați liniștiți. Da? Și data viitoare să veniți cu Biblie la biserică. Ziceți amin? Să zicem cu toții, să nu ne dăm seama cine n-are și cine n-are. Cartea aceasta, atunci când e citită, are capacitatea să elibereze mintea. Când citești din cartea asta, ți se vindecă bolile. Când citești din cartea asta, ți se întorc mințile în cap. Când citești din cartea asta cu adevărat, Dumnezeu te eliberează. Dumnezeu transformă, Dumnezeu mântuiește. N-a existat verset pe care să-l citesc din Biblie și care să nu-mi vorbească. În fiecare zi, când deschid Biblia, indiferent la ce oră din zi, Dumnezeu îmi vorbește.
Este singura carte care nu are nici măcar o greșeală. Este cartea care deține adevărul absolut. După cartea aceasta va fi judecată lumea. După cartea aceasta vei fi trimis în rai sau în iad. De ce? Dacă o respecti, ajungi lângă Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Dacă o ignori, vei fi departe de fața lui Dumnezeu, exact în iad. Nu-i o joacă. Dumnezeu dintr-o dată zice: Iona, pregătește-te. Fă-ți bagajul că trebuie să pleci. Unde să plec, Doamne? Păi, aș vrea să te fac proroc internațional. De ce? Pentru că trebuie să mergi să transmiți un mesaj justițiar, radical, la un popor pe care nu-l mai suport din cauza păcatelor lui. Răutatea acestui popor, strigă Dumnezeu, a urcat dincolo de nivel celest, dincolo de nori, a ajuns până la mine. Așa că te-am ales pe tine, suveranitatea mea, să te trimiți să transmiți un mesaj de justiție a mea, nu-i a ta. Dar cine mă trimiți, Doamne? Eu m-am obișnuit să prorocesc în zona Gat Hefer, 5 km nord-vest de Ierusalim. Când se ridica Iona și zicea: așa vorbește Domnul, bărbate, un bărbat care era sănătos, tu în 3 zile mori, în 3 zile murea. Când Iona se ridica și spunea: ascultă-mă, femeie, care ai boală incurabilă, în 3 săptămâni te vindeci în numele Domnului. Femeia aceea se vindeca în 3 săptămâni, nu în 3 săptămâni și o zi, nici în aproape 3 săptămâni. Ce zicea Dumnezeu prin Iona era literalmente da și amin. Mare Dumnezeu astfel de proroci? Îi are și în biserica noastră, slăviți să fie Domnul pentru noastră. Prețuiți-i și când ridică Domnul astfel de proroci, să nu-i dați la picioare. Aveți grijă ce spun. Să nu zic de la mine. Nu-i căutați nod în papură, frate, hai că... Nu umblați ca după Iisus Hristos să-L prindeți cu vorba. Să-L prindeți cu vorba. Darul prorociei poate fi împărțit și surorilor și fraților. Slujba de proroc este dată doar fraților. Ca să clarificăm. Repet, darul prorociei poate fi dat și surorilor și fraților. Slujba de proroc poate fi dată doar unor frați pe care alege Domnul Iisus să le împartă slujba asta. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și Domnul îi zice lui Iona: trebuie să mergi și să transmiți un mesaj radical, n-avem timp de menajamente. Unde să mă duc, Doamne, o zis Iona. Și acum să știi că în ecuația asta e orice pocăit botezat, nu doar cei ce au un dar. Unde să mă duc? Păi du-te la vecinul ăla cu care a intrat în tribunal acum 3 zile, da? Acum 20 de ani, când te-ai certat, când te-ai enervat, când ai înjurat pe stradă. Du-te și împacă-te. Cu cine, Doamne? Cu respectiva? Păi eu de 10 ani nici măcar nu mai salut, Domnul. Când o salut, îi zic: pacea Domnului, ce mă bucur să te văd, dar mintea mea zic: ei, de te-aș curenta când te salut. Nu suport, la Ninive nu mă duc, Doamne, fă ce vrei cu mine. Și ca să-ți arăt că nu mă duc, uite că o să-mi cumpăr biletul înspre o corabie și pe o corabie care merge taman în sens invers. Să zicem că Ninive era în direcția aceea și Iona se pregătește, își face bagajul, nu se mai roagă, nu mai întreabă pe Domnul, nu mai vorbește cu Dumnezeu și dintr-o dată zice: gata, o să mă duc la Iafo, la portul Iafo, mă duc să fug la Tars, departe de fața Domnului. Ei, câți oameni nu vin la biserică numai pentru mâna lui Dumnezeu. Dă-mi, 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 dă-mi repede! Zice câte unul, frate, de nu-mi dă Domnul, mă și las de pocăiți. Bă, prieten, te-ai lăsat de multă vreme. Ce atitudine ai tu? Tot mir. Cum adică dacă Dumnezeu nu-ți dă ce vrei, tu te lași de Domnul? Rămâi lângă Dumnezeu chiar ca atunci când îți ia ce este mai prețios din viața ta. Spune lui Dumnezeu: eu rămân cu tine când am pierdut tot, pentru că nu te urmez pentru banii tăi, pentru reputația pe care mi-o dai. Eu nu te urmez pentru ce mi-oferi. Eu nu stau cu mâna întinsă să-mi dea Dumnezeu. Eu stau cu inima deschisă și cu privirile deschise și cu urechile deschise să simt prezența lui Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Domnul mai mult decât ceea ce mi-oferă El, Domnul. Ajută-ne, Doamne, să fim astfel de pocăiți. Iona zice: o să fug departe de fața Domnului, urcă în corabie, culmea, primește loc la cușetă, se poate dormi.
Are banii necesari când își pune mâna în buzunar, nu-i lipsește niciun cent, niciun bănuț? Are loc disponibil? Și dacă era un penticostal, nevegător ar fi zis, trei semne am, frate! Am prins corabia la timp, n-am pierdut-o. La caserie am găsit bilet. Și am și loc la cușetă. Domnul-i cu mine. Numai că domnulețul era cu el. Adică propriul lui eu, decizii personale fără Dumnezeu. Și domnul lasă, se duce în camera cea mai de jos, înțelegem că vapor era pe etaje, la parter, intră în camera care îi se cuvine, se așează pe pătuț și trage un pui de somn. Parcă-l aud cum sforeie. Mă tot mir. Unde-i Dumnezeu în ecuația asta? Cum de nu-i aplică măcar o corecție? Cum de nu-i îngădui o pietricică mică cu vârf să se împiedice, să dea un pic cu capul? Merita? Am greu să răspundeți. Că vorbim despre noi. Urmă că nu știți nimic. Și parcă Domnul e de acord. Ei. Băiete care te-ai botezat. Și care ai început să tragi din nou din țigară. Frate care după două zile de la botez ai trântit o înjurătură la semafor. Soră care nu mai poți să suporți să vorbești lucruri pozitive la telefon, numai bârfe ai în cap. Să știi că ești în ecuația lui Iona. Bărbatul pe care îl folosea Dumnezeu a permis să o ia pe o direcție interzisă, în sens invers, față de planul lui Dumnezeu. Aici era planul lui Dumnezeu, în direcția asta, și dincolo merge el. Dumnezeu nu lovește. Dacă ai început să trăiești din nou într-un păcat, nu accident, l-ai repetat de cel puțin 5 ori, și tu ai umblat cu Dumnezeu de un timp încoace, ai grijă să nu crezi că bunătatea lui Dumnezeu te încurajează în păcatul tău. Vezi tu, omule, striga Sfântul Pavel în Roman, capitolul 2, că bunătatea lui Dumnezeu îndeamnă la pocăință. Faptul că Dumnezeu nu ți-a tăiat calea încă, faptul că n-ai intrat mașina în stâlp, faptul că încă n-ai probleme medicale, faptul că... Nu avea iluzia că Dumnezeu e de acord cu păcatul tău. Păcatul este un afront la Dumnezeu, o dezonoare, e un scuipat pe obrazul Mântuitorului. E o palmă cu dosul care o trântești, obrazul lui Sfânt al lui Iisus Hristos. I-a chemat Dumnezeu la mântuire și a investit picătură după picătură din sângele lui. A dat toată viața ca să te salveze. Nu să ne întoarcem în păcat, ci să umblăm din putere în putere prin Duhul Domnului. Mă rog în această seară să ne atingă Duhul lui Dumnezeu. Mă rog ca puterea Evangheliei să intre și să pătrundă în mințele noastre. Să fie ca niște săgeți care să ne atace la nivel personal Duhul Domnului prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ce faci, Iona? Păi dorm. Mă tot mir, Domnule, cum a putut să aibă somn? Dar stați liniștiți că mai sunt ești. Grămada. Bărbat botezat, eu nu știu cazul de genul ăsta, eu zic ce-mi zice Duhul Sfânt și nu-mi cer scuze, da? Nu m-am vrut să vă clarific un pic ideea. Bărbat botezat are un prunc de 15 ani. Și pruncul minor începe să umble cu droguri. Și culmea, Domnule, mă tot mir. Taică-s-o nu știe nimic. Nu știe nimic. Se întoarce după ora 2-3 acasă, nu-i zice nimic. Ok, comărți cu niște prieteni, cu niște apropiați. Nu-i nicio problemă. Nu ți se pare, drăguțule Iona, tăticule, că le cam dormi și zilele și nopțile? Nu ți se pare că prea adânc e somnul? Păi cum să nu știi dumneata unde e băiatul tău după ora 22? Cum să nu știi tu ce are el în telefon? De ce nu te interesează? Că își pune parole, instalează-ți un program de protecție parental, intră pe un site pornografic, pac să-l prinzi, o trimiți instant un e-mail. Pune-i blocaje pe rețele, fă ceva. Nu mai dormi. Dacă a ajuns la vârsta în care îți dă cu așa,
babacul expirat ce ești. Deja e cam târziu. Atunci mai poți să-l urmărești doar prin rugăciuni. Dar nu ceda. Continuă să te rogi. Rugăciunea face minuni. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Domnul ce zice? Nicio problemă, Iona, dacă tu dormi, eu am metode. Și Domnul face ceva din nou. Atât face Domnul, zice Biblia. A făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic. Cum nu? Nu pandemia! Nu satana, Domnul! Da, Domnul! Domnul a făcut să sufle. Nu mai dați vina pe dușmani. Nu mai dați vina pe accidente. Nu mai dați vina pe contexte. Primul om pe care trebuie să-l verific când am o problemă sunt eu. E persoana mea, cu ce am greșit eu. Nu trebuie să cauți vinovați în biserică să prind grupe de oameni. Cine a greșit din cauza cărui om a ajuns problema asta peste mine? Fiecare personal. Atinge-ne, Doamne, seara azi. Să ne facem revizie spirituală urgentă și Duhul Domnului să ne atingă. Iona nu-i interesat. Corabia amenință să se sfărâme. Fiecare corăbier face pe cruci. Se aruncă pe jos. Fac tăieturi, probabil. Strigă fiecare la Dumnezeul lui. Muți, 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 tăcuți, morți. Niciun Dumnezeu nu-i prezent. Tot e fals. Niciun pasager n-are un Dumnezeu viu. Pasagerul cu Dumnezeu viu e pământ că dorme. Nu crezi că în contextul în care te afli e o problemă într-un grup de oameni în care ești și tu prezent sau prezentă. Dumnezeu a îngăduit situația aceea că vrea să semnalizeze că El e Dumnezeul adevărat. Și Dumnezeul adevărat e Dumnezeul tău. Nu dormi în momente grele. Că sunt probleme de natură generală sau la nivel de grup, poate la loc de muncă. Nu zi lasă că medicii ăștia nu au rezolvat nouă problemele la câțiva prieteni de-ai noștri. Spune întotdeauna, Dumnezeul meu se numește Jehova Rafa. Dumnezeu care vindecă, Dumnezeu care eliberează, Dumnezeu care restaurează, Dumnezeu care ridică, Dumnezeu care smulge din flăcările iadului, Dumnezeu care reabilitează vieți spătate, care nu mai au nicio șansă, oamenii aceștia, la nimeni, la niciun sistem. Mâna lui Dumnezeu poate să-i libereze. Mâna lui Dumnezeu poate să-i salveze. Și strig împreună cu Biserica Betania de aici, din Câmpia Turzii, glorie lui Iisus! Înălțat să fie Domnul! De ce dorm Iona? Toți dumnezeii ceilalți sunt morți. Doar în mințile lor există. Capitanul vasului intră în disperare și realizează că pe gaura cheii se aude un sunet interesant. Sforă un bărbat. Toți păgânii se roagă, mocăitul Sforee. Capitanul vasului intră de urgență. Cum credeți că l-a trezit? O mers așa încet, finuț, foarte tandru și au zis să nu cumva să te sperii. Te ating un pic, vrei să te trezești? Știți cum cred că eu că l-a trezit? O mers la el, o s-o pus așa cu umărul în ușă, s-o împins, ea nu o să s-o mai deschid, am avut timp, l-o prins de piept și o zis, hei, Iona, dormi, trezește-te că mori în somn. Știți cum reacționează un om când este în momentul în care se teme că moare? Nu mai are menajamente, bune maniere, nu mai e timp pentru ele. E panică, moare în somn omul ăsta. Trebuie să-l trezesc de urgență. Îl trezește și parcă văd pe Iona cum se șterge la ochi așa. Privia cum v-am văzut privirile unora, atât de mult ați judecat în seara asta, unii și unele. Aveți în cap atât de informații. Ăla așa, ăla așa, 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 așa. Ai, din fir în păr, pac, 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 justiții, justiții, justiții. Orice duc de judecată de felul ăsta să plece de aici. Orice duc de bârfă să plece de aici. Aici este Biserica lui Iisus Hristos. Aici este locul prezenței lui Dumnezeu. Aici venim să ne închinăm împreună și să ne ajutăm unii pe alții. Suntem asemenea unei echipe care urcăm pe un munte înalt și abrupt și nu avem timp să ne judecăm. Nu ne dăm la picioare să ne lovim între noi, pentru că dacă ar cădea unul, se duce în abis. Când îl vezi că el cade, îl prinzi de un picior de ce poți și îl întinzi un pic mai sus și spui, mai fă un pas. Lasă judecata numele lui Iisus Hristos. Singurul care judecă între noi este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Este Dumnezeul cel atotputernic, binecuvântat să fie numele Lui. Ce faci, Iona? Păi, eu sunt evreu și mă tem de Domnul care a făcut cerurile și pământul, marea și uscat. Știți cum răspunde?
automatism mental. Întrebare. Dacă se temea cu adevărat de Dumnezeu, era la Tars sau la Ninive? Păi deja predica pe străzi. A, tu vorbești ca un penticostal gerbeget, ca un ortodox care ți-a făcut crucifixul tău? Ți-a aprins lumânarea, ai trecut pe lângă o biserică, ai făcut Sfânta Cruce, după aia ai tras o înjurătură la 3 secunde că te-ai enervat ce citi într-un mesaj. Automatism, prietene. Nu frică de Dumnezeu. Dar când zice el, chiar dacă prezintă un automatism, mesajul pe care îl prezintă pentru că e autentic, e adevărat, are impact, omule. Când zice el, Dumnezeul meu a făcut cerurile, nu prea sunt impresionați. Când zice, Dumnezeul meu a făcut marea, ăștia ciulesc urechile. Stați un pic, cine? Cum? Dumnezeul tău a făcut marea asta învolburată care e aici? Uite, Dumnezeu ăsta avem nevoie. Dumnezeul meu, zice Iona, a făcut și uscatul. Păi taman la uscat să ajungem. De Dumnezeul tău avem nevoie. Acum ai arată obrazul. Și zice, mă, penticostalele, tu zici ce furi cuie după șantier? Ha? De ce te ocupi cu șmecherii în acte? Am auzit că pocăiții nu fură. Nu mint? Nu se enervează? Nu se ceartă? A zis cumva mici, n-am auzit? Oamenii aceia au avut o mare teamă. Și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le zese el. Moment în viață în care Dumnezeu folosește predicatori neobișnuiți. Și unii dintre ei sunt păgâni care nu cred în Dumnezeu. Dar când văd comportamentul unui om botezat în apă, care nu-i compatibil cu viața scripturală, zice, mă, prietene, dar tu m-ai chemat la evanghelizare, dar eu cum să vin acolo, că dacă nu te învăța să fii mai bun? Bineînțeles că nu evanghelizarea e vinovată, nici biserica. Ar trebui să-i se umple fața de rușine și să crape obrazul de rușine aceluia care a pătat imaginea lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, de noi. Ajută-ne să trăim de așa maniere încât oamenii să se mire pe stradă de noi. Oamenii care ne cunosc atitudine să zică, unde mergi tu la biserică? De ce ești așa? Vreau să vin și eu cu tine duminică dimineața. Lucrează, Doamne, cu putere de eliberare. Ce să-ți facem? Încep să se convertească păgânii. Ce zice Domnul? Drăguțule Iona, n-ai vrut să mergi la evanghelizare la Ninive? De ce? Te-ai temut că și-a se întâlnit la Domnul, se căiesc de păcatele lor și tu, ca prorog mincinos, nu vrei să-ți pătezi imaginea. Nu te interesează mai mult planurile mele suverane decât părerea oamenilor despre tine? Nicio problemă. Uite că-ți fac ceva. Dar te las să mergi pe un vas unde îți dau la pachet cu răbierii ăștia. Pasagerii ăștia păgâni se vor pocăi prin vorbele tale, că eu suveran, și oricum ajungi la Nive și ăștia se pocăiesc. Strigăm din toată inima, trăiască Domnul! Amin. Trăiască Domnul! Amin. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a lăsat pe drumurile noastre! Înălțat să fie numele Domnului când ne-am rugat, interzis față de voia lui Dumnezeu! Și Domnul a zis, clic, s-a închis o ușă, încă una, încă una, și am zis, Doamne, unde ești? Și Domnul a zis, acolo unde m-ai lăsat, la intersecția aia veche. De când ai început să iei decizii singur, eu am stat liniștit. Ia întoarce-te înapoi. Dar, Doamne, nu vii după mine. Nu, întoarce-te. Fiul risipitor, pentru că a fost conștient și a știut de unde a plecat de acasă, nu mergi stai căsă după el. Zice câte unde, dacă nu vine pastorul la mine acasă, serios. Ce aștepți? Invitații speciale să vină elicopterul din cer? Tu mai că l-aștepți pe Iisus să vină în carne în joas. Să vină la tine acasă. Păi tu nu știi când te-ai deviat de la Scriptură. Întoarce-te la Dumnezeu. Începe să vii din nou la casa lui Dumnezeu. Nu contează pe ce rând stai. Spune, Doamne, vreau să fiu în prezența Ta. Vreau să aud vocea Ta, vreau să aud glasul Tău. Vreau puterea Ta să-mi vorbească. N-am pretenții, n-am dorințe. Am o singură dorință, să ajung mântuitul lui Dumnezeu. Mântuita lui Dumnezeu. Și zic din toate, ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Pasagerii vasului încep să se pocăiască. După ce îl dojenesc bine și îi spun ce să-ți facem. Și Iona zice, luați-mă, înfiorător, domnule, bă, ce încăpățânat e asta, mă. Tot mie, mă. Valurile nu se opresc între timp, corabia continuă să fie amenințătoare, că sfărâmă tot și că toți mor. Nu se teme nici de moarte, aparent. Și zice, luați-mă, aruncați-vă în mare. Versetul 12 de la următorul și prorocește. Nu și-a pierdut darul profetic. Și zice, și marea
se va liniști față de voi. De unde știi tu asta? Nu și-a pierdut darul. Ce bun e Dumnezeu cu noi. Greșim uneori, neintenționat. Avem greșeli mai mici sau mai mari și Domnul nu-și retrage darul instant. Zicem, binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, că Ție nu-ți pare rău de darurile care ne le dai. Dar prezența Ta între noi ne încurajează să fim mai buni, mai corecți, mai aproape de Dumnezeu, mai cititori de Biblie, mai respectoși unii cu alții și cu sfânta Ta voie. Ajută-ne, Doamne! Ascultați ce zice, începe să se pocăiască un pic Ioana doar declarativ și zice că știu că din vina mea. Într-o societate în care zice, nu eu sunt vinovat, cine e vinovat? Păi vinovat e cel de lângă mine, vinovată e persoana cu tare. Copilul care e de 4 ani îl intervievează maică sa și îi spune, mă prietene, cine o spart vaza asta? Sora mea, sora s-a încarsit. S-a ridicat asta, s-a ridicat. Cine a ridicat? Cum? Caută vinovați. Bărbatul zice, e nevastă mea de vină. Consiliezi familii, nu numai tinere, care încep să-și dea vină unul pe altul. Domnule, oprește-te, găsește-ți partea ta de vină și spune, din vina mea se întâmplă acest lucru. Iona zice că știu că din vina mea vine peste voi această furtună mare. Oamenii au încercat să mai văzlească și ascultați ce fac dușmanii sau păgânii. Versetul 14, atunci au strigat către Domnul. Oh, deci Iona nu se roagă și se roagă ăștia lați. Strigă către Domnul și spune așa, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Ascultați la ce concluzie ajung foștii păgâni de acum 5 minute. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Cine mai crede asta în câmpia turzii? Aleluia! Crezi că Domnul face ce vrea, ridic o mână în sus. Ai grijă că s-ar putea să nu-ți placă ce vrea Domnul. Cam interesant. Este câte un om care zice, nu vreau să fac ce vrea Domnul, vreau să fac ce vreau eu. Și Domnul zice, ok, nicio problemă, te mai las o dată, pac, iară falimentează. Iară vreau să fac asta, iară falimentează, iară. Și la un moment dat zice, Doamne, de acum încolo numai ce vrei Tu. Domnul zice, ești compatibil pentru planul meu, de acum te folosesc, lucrez cu Tine, aleluia lui Dumnezeu. Căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării, prorocie s-a împlinit instant, la distanță de câteva minute, s-a putolit. Acum întrebare, drăguțule Iona, înot sau nu? Că ai vrut să mori. Curajos este care zic, ia, nu mai vin la biserică niciodată. Este după grupul de WhatsApp, se enervează, reacționează, vorbe, amenințări. E, că dacă nu știu ce, că să fac eu plângere repede, că stai cu minte. Stai cu minte care Dumnezeu acte cu jocul tău. Stai liniștit. Nu trebuie să aibă nici pastorul, nici comitetul, are Dumnezeu. Și vreau să vă transmit o informație. Indiferent cât suntem de înalți și de mari și de lați, încăpăm în peștele care ne dă Dumnezeu, sigur. Așa intrăm perfect. Probabil prima dată din aroganță, pentru că extrem de agresiv în verbalizare, zice, nu not să mor. Dacă ne intră apa până la dreaptă, când intră și până la stângă, când respiră cu greu, parcă e pandemic, dintr-o dată zice, stați un pic, am mâini. Nu prea aș vrea să mor. Știți că o zis Ilie, vreau să mor. Păi stai acolo unde e Izabela, pac, te-o rezolva. Și secund, bați din dește. Nu chiar vrei să mor, ești cam dezechilibrat acum. Când vrei, când nu vrei. Probabil prima dată nu vreau să noate și dintr-o dată zice, bă frate, dacă mor, vine-mă în groapă. Ești în groapă, rechinii. E bunii Dumnezeu. Mare bunătatea lui Dumnezeu. Când putea să-i zică Dumnezeu, Iona, rămâi în fundul pământului. Să n-audă nimeni geam de neamul tău să fii dispărut de pe planetă. Să nu știe nimeni de problemele tale. Ești ca o furnică la care îi dau un bobărnac, dispare. Nu m-ai ascultat pe mine. Așa am vrea noi uneori să facă Domnul cu unii. Dar Domnul e prea bun să facă azi. Și Domnul zice, Iona, îți mai dau o lecție înfiorătoare. Tu, cu ureche sensibilă de om al meu, n-ai ascultat vocea mea să mergi la Ninive? Dar uite că o să mă asculte un pește. Am limbaj să vorbesc pe limba lui și peștele ăsta, dacă nu m-ar asculta,
Tu ai muri? Vezi că la fel e cu ăștia din Nive. Dacă tu nu mă asculți să prorocești la timp, să transmiți mesajul meu justițiar, o să piară. Învață bine lecția și bagă la cap. Și Domnul, nu știu cum, explicați-mi dacă știți, vorbește pe limbajul unui pește și spune: pește, tu ești suficient de mare abdomen, da? Ai suficient, da, dimensiuni, trebuie să mergi repede. Fii atent, aleargă, dă din aripioare și la urgență, vezi că respiră pentru ultimele 5 dăți. Prinde-l pe Iona, nu cumva să-l digeri. Deschideți gura larg, nu cumva dinții tăi să-i rămâne cu julituri și se interpretează că s-a bătut predicatorul. Trebuie să ajungă la Ninive predicatorul intact. Iona nostru intră în pește. Întrebare. Mai are aere? Dacă avea telefon, să uita la el, poc, o pica semnal. Iona al meu, dacă nu mai postești de multă vreme și nu te mai rogi cum trebuie, eu te ajut. O să-ți dau timp de post 3 zile și 3 nopți. Aveți impresia că o mâncat ceva de pe acolo? O meduză ceva? Nu postește, prietene. Că până acum ai zis că postul e cu apă. Hai, ce? Avem apă destulă. Nu-i trebuie apă. E toxică. Nu v-ați mirat și nu vă mirați cum de nici un deget nu i s-a rupt? Nu-i uimitor că n-a orbit din cauza acidului care era în stomacul peștelui? Și ce aici? O mână nevăzută care s-a pus peste alta. În mijlocul peștelui e mâna lui Dumnezeu, care protejează pe Iona. Poate a ajuns pe targa aceea cu rotile și te-au împins alții. Ți-au spus, în 2 ore te operăm, intri în bloc operator. Conform statisticilor noastre, scapă 1 la 2 milioane. Cineva era deasupra operației. Cineva era acolo unde n-a intrat nimeni, niciun om. Era mâna lui Dumnezeu. Avea Dumnezeu un plan cu viața ta, cum avea un plan cu Iona. Iona, zice Biblia, a început să se smerească. Știți care e primul semn că un om se pocăiește cu adevărat? E că începe să se roage sincer. Iona s-a rugat Domnului și a zis: Doamne, sunt gata, sunt disperat, ziceam, voi fi lepădat dinaintea ochilor tăi. Depresia a început să-i atace mintea, Satana a venit la urechea dreaptă și a spus: Iona, mori! La urechea stângă același diavol a venit și a strigat: mor, Iona, nu există statistic, nici o posibilitate. N-am întâlnit niciun om pe pat de pește care să rămână în viață. Peștele cum îl ducea din când în când, imaginez că lovește de pământ. Zice: am ajuns la temeliile pământului. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. M-am simțit capturat, ce într-un buncăr e zero față de ce am simțit eu și eram purtat peste tot. Zăvoarele pământului mă cuiau pe vecie, dar vreau să vă spun ceva, s-au auzit toți până în mileniu 3. Dar Tu, Doamne, m-ai scos viu din groapă. Aliluia lui Dumnezeu! Că mâna lui Dumnezeu se întinde spre falimentul tău, spre căderea ta, spre depresia ta, spre insuccesul tău, spre durerea ta. Și când nu mai ajungi nicio soluție, și când în loc să ieși mai sus, ajungi mai jos, există o mână nevăzută. E mâna din Calvar. E mâna Marelui Rege Iisus Hristos, care e suficient de lungă să te prindă, să te ajute și să te ajungă. Aliluia Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, când îndrângea sufletul în mine, strigă Iona, mi-am adus aminte de Domnul și am trimis doar un bilet să se roage alții pentru mine, nu, și rugăciunea mea de a-mi învăța că avem acces direct la Dumnezeu, de a-mi pricepe că nu avem nevoie de telefon să ne programăm o audiență la Domnul, că 24 din 24 de ore urechile Domnului sunt atente spre noi. Strigăm din toată inima: mulțumim, Doamne Iisuse Hristos, înălțat să fie numele Domnului, că nu există spațiu în zbor, în ape, în submarin, în alte spații unde să vrei să te rogi și să nu te aude Dumnezeu. Iona zice: sunt jos de tot, nu există un alt om mai jos decât mine. Rugăciunea mea de jos de tot a ajuns până la cel mai înalt punct. A ajuns până la Dumnezeu. A parcurs cea mai lungă distanță, dar nu e nicio problemă. Instant a ajuns. A ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Vreau să vă spun ceva, trag concluzie, zice Iona, și ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă niciodată nu mai comentez. Eu însă îți voi aduce șerfe cu un strigă de... De care? Mulțumire? Extraordinar, române.
Am o întrebare pentru tine, Iona, cam pentru ce mulțumești? Pentru pește? Pentru lipsă de apă? Pentru lipsă de mâncare? Pentru că nu mai ai aerul ca de altă dată? Pentru că nu mai ai lumină de 3 zile, de 3 nu mai știi ce oră, ce e cu mic? Pentru ce mulțumești? Dacă Iona a avut motive să-i mulțumească lui Dumnezeu, noi avem de 1000 de ori mai mult. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și ce zice Iona? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mai am viață. Nu-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru context, că e bun sau rău. Îi mulțumesc că am viață. Și vreau să vă mai spun ceva, zice Iona. Îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut lui Dumnezeu. Când m-a chemat să-mi darul profetic, i-a spus Domnului că oriunde mă trimite, să mă duc să prorocesc. De data asta n-am aplicat. Ascultă-mă tu, frate, tu, soră, care te-ai botezat în apă, într-un baptistier ca acesta sau altul, sau într-o apă curgătoare. Amintește-ți că i-ai promis Domnului că vei fi de partea lui Dumnezeu, indiferent ce vine peste viața ta. Că vin boli, că vin atacuri, că vin frici, că vin sisteme care vor să te blocheze. Rămâi cu Dumnezeu. Amin. Rămâi de partea Domnului, împlinește-ți juruința aceasta. La final zice Iona, propoziție care declanșează eliberarea, mântuirea vine de la Domnul. Păi cum, că am auzit că vine de la Papa Francisc I? Căci că Patriarhul Daniel al României împarte mântuirea printre credincioși. Mântuirea nu vine de la oameni. Nici de la un președinte, chiar dacă este pastorul Nelu Filip, președintele cultului pentecostal, nici de la un prelat. Mântuirea este în numele lui Iisus Hristos. Mântuirea vine de la Domnul. Nimeni altul nu este mântuire. Căci nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care trebuie. Nu dacă vrei sau nu, oameni buni. E vorba de obligativitate. Trebuie să fii mântuiți în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Și pentru că e prezent la Betania, în locul acesta strig din toată inima, mântuiască-ne Domnul. Atingă-ne Domnul. Eliberează-ne Domnul. Aleluia lui Dumnezeu. Mântuirea vine de la Domnul. Când s-a pocăit de tot Iona, s-a smerit total, Domnul zice, pește! Am învățat lecția. Iona, așa că trebuie să-l eliberezi. Aleargă, du-te repede. Vezi că trebuie să ajungi la fix, dacă se poate la 6 fără un minut. Trebuie să predice Evanghelia. Imaginați-vă scena. Peștele merge pe traiectoria pe care i-o dă Domnul. N-are coordonate GPS! Cum de nu rata ținta, Domnule? Cum de nume spartă altă parte a planetei? Exact lângă cetatea Ninivei, pe malul mării. Eu cred că atunci când l-au aruncat, concentrându-și mușchii, eu cred că Iona au căzut în picioare, nu știu credeți noastră. Nu pot să cred că au căzut cu nasul lipit de nisip, să zgârie. Imaginați-vă că în jurul lui erau niște oameni și au început să meargă vestea. Un om a fost vomitat de un pește. Și omul ăsta merge pe străzi. Întrebare. Oare mai are ceva Dumnezeu cu Iona? Versetul 1 spune așa. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Când putea să zică Domnul, gata, aleg pe altcineva, nu mai am timp pentru tine, nu mi-ai onorat sfaturile și deciziile și hotărârile, așa că o să te leapăt. Domnul zice să mai vorbesc o dată. Din 2024, din prima zi până azi, a câtea oară ne vorbește Domnul seara azi? Ce bun e Dumnezeu cu noi. Cel puțin 2 mesaje pe duminică. Întâlniri peste săptămână. Ascultăm sute și mii de predici pe internet. Auzim mesaje prin unde media, radio, mass media, televiziune creștină. Ne vorbește Dumnezeu peste tot. O, ce bun e Dumnezeu cu noi. Ce facem din ce ne zice Domnul? Doamne, nu-ți schimb mesajul pentru că acum Iona ar fi trebuit să spună, Doamne, fii un pic mai dulce, hai fi mai îndoielnic, hai fi mai așa, mai maleabil, mai pliabil, Doamne. Nu vorbi chiar așa de justițiar, dă-le un pic de har. Nu-și schimbă mesajul niciodată, Domnul. Dumnezeu nostru este da și amin. Aleluia lui Dumnezeu. Când a zis Dumnezeu da, da rămâne. Când a zis Dumnezeu nu, nu rămâne. Nu încerca să-L influențezi pe Dumnezeu. Rămâi la decizia lui Dumnezeu. I-a spus aceeași strigare și Biblia zice, versetul 3, și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive.
Strigarea pe care a avut-o era următoarea: încă 40 de zile. Cetatea va fi micită. Ați fi zis, dacă aș fi venit în seara asta la evanghelizare, aș fi predicat acest mesaj de 9 cuvinte. Încă 40 de zile și câmpia Turzii va fi nimicită. Sau câmpia, ca să fie 9 exact. Ați fi zis. Deci să-mi termin mesajul, să zic astea 9 cuvinte, să fac o pauză ca să respir, să spun din nou. Vă dați seama ce mesaj au avut oamenii ăștia. Mesajul era următorul. Am pornit timerul, a zis Dumnezeu, și vă mai dau 40 zile. Întrebarea cu care aș vrea să pleci acasă este următoarea. Ce faci când Dumnezeu a început numărătoarea inversă în dreptul tău? A fost la căpătul unor oameni care au mai avut 10 zile. A zis Duhul Sfânt, roagă-te pentru el, pentru că l-am primit ca pe tâlharul de pe cruce. E disperat și vrea să se boteze, nu o să apuce, dar roagă-te pentru el, pentru că l-am iertat. Îi mai dau câteva zile. Cum ai pleca în seara asta de la evanghelizare dacă ai ști că mai ai 40 de zile? 10 martie? Adaugă 40 de zile. Să trăiești până la Paști. Ce zice? O telegramă de urgență a trimis-o domnul lui Irod Antipa și a zis: duceți-vă și spuneți vicleanului acela de om ca o vulpe că lucrez azi, mâine și a treia zi am terminat-o cu harul în dreptul lui. O să stea în fața mea, dar nu o să-mi răspund nimic. Că timerul l-am pornit. Dacă în astea trei zile nu se zmerește și nu se întoarce la mine, nu mai are nicio șansă. Cum ai plecat în seara asta dacă ai ști că mai ai trei zile de viață? Cum te-ai rugat la ultima rugăciune dacă ai ști că sunt ultimele dumii tale trei zile? Are Dumnezeu dreptul să spună asta? Are tot dreptul că e creator, e suveran. Ce faci? Asta e întrebarea la care aș vrea să răspunzi. Când Dumnezeu a început să numere zilele tale invers. Numărătoarea invers a început. 40? 39, 38. Cetatea Ninive era atât de mare încât putea fi parcursă de tot timp de 3 zile. Iona, spun unii că din indolență n-a mers să o parcurgă 3 zile, nu cred asta. Eu cred că n-a mers ca să nu le irosească zile de har. Așa că s-a dus cale de o zi și a zis încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dacă mergea la extremitatea cea mai îndepărtată, ar fi trebuit să zică după 3 zile încă 37. O zis, nu pot să-mi asum riscul că pierd zilele de har, așa că o să mă duc doar o zi și o să le spun la toți. Ce faceți voi, regi, împărați, businessmen, oameni importanți, oameni care conduceți instituții valoroase din Ninive? Păi noi, zic toți, în primul rând, o să-L prioritizăm pe Dumnezeu. Opriți locurile de muncă, spun oamenii, retrageți-vă din orice activitate eclesială sau mai precis profesională, retrageți-vă din sistemele voastre religioase. Vrem să facem altceva. Vrem să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Cuvântul Domnului spune, versetul 5, după prima predică de 9 cuvinte, n-are timp de intrare prin cântare, n-are mesaj de îndoșare, n-are sistem de marketing, n-are nimic radical. Versetul 5 spune așa, Iona 3, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Nu credem în sfinți, nu ne interesează ce zice Arsenie Boca, Sfânta Paraschiva, Sfânta Maria Fecioara, nu ne interesează ce zic prelații. N-avem timp de menajamente să ne intereseze ce opinie are nu știu care interpret și super influencer din lumea asta. Nu asta ne interesează. O să-L prioritizăm pe Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Când a început Dumnezeu numărătoarea inversă în dreptul vieții tale și să știi cu început-o, pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Văd oameni care sunt la marginea prăpastiei și le zice medicul, mai ai 3 zile după experiențele noastre în care poți să trăiești. Știți că în 3 zile mai trage doar din țigară?
Știți că în 3 zile mai înjură pe Dumnezeu de 20 de ori? Pe drumul Ierihonului merge Galileanul Iisus Hristos și la un moment dat spune Biblia, un bărbat care semăna cu mine, era foarte înalt, așa, Zacheu e numele lui, ce a zis? Vreau să-l văd pe Petru. Așa a zis? Bă, ce mă interesează cum arată sprâncenele lui Andrei. Vreau să-i văd cămașa lui Ioan, ucenicul iubirii. Bărbatul ăsta a zis, vreau să-l văd pe Iisus. Nimeni nu se dă din calea lui. Că nu întotdeauna când îl cauți pe Iisus, oamenii vor fi favorabili să-ți deschidă căile și îți vor trânti ușii în nas. Și vor zice, bine mă, prieteni, ce te trezești tu să-l cauți după Iisus? Câți nu încerca să-l caute și nu l-o găsi niciodată. Pentru că mulțimea era mare și pentru că el era foarte înalt cu ghilimele de rigoare, nu putea să-l vadă, zice Biblia. Ce-a zis? Nu contează că am costum! Nu mă interesează că am diplomat, nu mă interesează poziția mea că șeful vamei, ca să le pricepeți toți, că nu doar Bartimeu din Ierihon e eliberat. Un om care n-are valoare, n-are viitor, n-are vedere, n-are speranță, n-are perspective, n-are nicio soluție. Unii spun normal că sunt toți la Hristos, că era bașamar de capul lui, era disperat cu gânduri suicidale. Sunt toți ca să-și înece necazul prin pocăința asta care i-a făcut promisiuni naive. Nu e adevărat. Mântuirea este pentru orice categorie de oameni. Oamenii cu diplome sau fără de diplome. Oameni importanți. Cu joburi de sute de mii de euro pe lună, orice cifră de afacere ai avea, oricât de slab ai fi, mântuirea este pentru tine. Aleluia lui Dumnezeu! Șeful vamei merge, aleargă, toate privirile sunt orientate spre el. Unde fuge ăsta, domnule? Avea toate motivele să spună, dacă Iisus nu mi-a creat circumstanțe pozitive, nu o să mă întâlnesc cu el din cauza mulțimii. De ce m-a lăsat Dumnezeu așa de mic de statură, putea să zic el? Trebuia să mă fac un pic mai mare, că știut că urmează o întâlnire cu fiul lui. Să-l văd. Bărbatul ăsta a zis, indiferent ce bariere mi se ridică, atâta știu, vreau să-l văd pe Iisus. Vreau să-i văd privirile. Vreau să-i văd fața. Nu mă interesează banii lui. Vreau să-l văd pe el. Vreau să mă întâlnesc cu Iisus, privindu-l în ochi. Omul important, privirile tuturor erau orientate spre el și dintr-o dată găsește un semn neconvențional. Nu găsim niciodată în spațiul ebraic, în Vechiul Testament, că cineva s-ar fi agățat într-un dud sau că dudul ar avea vreo conotație ebraică importantă. Nu. A zis el, un dud găsesc, în dud mă urc. Imaginați-vă că s-a cățărat. Imaginați-vă că cel mai probabil s-a julit, că n-a fost atent să nu fie lovit. Dorința lui era să-l vadă pe Iisus. Când și-a dat seama că e la înălțimea necesară să fie deasupra tuturor, uita cu atenție. Uita prin mulțime. Cine e nazareneanul Iisus? E o problemă. Oare o să se oprească în dreptul dudului în care sunt? Cel mai probabil se gândea, dacă eu. Oare să-și facă timp pentru mine că e prea ocupat? Oare o să mă bagi în seamă? El, atât de puternic, el cu atâtea planuri de vindecare și de eliberare, o să se oprească un dum pentru mine, păcătosul cel mare, șeful păcătoșilor din Ierihon? Biblia zice, versetul 5, Luca 19. Iisus, când a ajuns, semn că mergea spre locul ăla, când a ajuns în locul acela, nu doar că s-a oprit, a ridicat ochii în sus. Era o privire incorrectă, așa-i? Cel mai mare se uită la cel mai mic așa. Cel mai mic se uită la cel mai mare așa. Mulți nu se pocăiesc pentru că îl privesc pe Dumnezeu așa. A fost cu mine odată acolo când am avut greu, da? Pasă de mine. Zică ăștia că cei că e prezent la biserica lor de pocăiți. Unde-i? E prea mic, e minuscul. E tăcut, spun unii. Nu-i corectă opinia. Trebuie să schimbe rolurile, nu? Zice, îmi place de Iisus? Că fără să apuce să-l strige, cum te cheamă? Fără să strigă mâna în prealabil, să se cunoască între ei, să schimbă cărțile de vizită. Iisus Hristos, când s-a uitat în ochii lui, a știut numele. A zis, Zachee! A început să respire mai greu, Zachee, zice... Fain, știe numele, înseamnă că știe toate afacerile false. Știe locul în care stau.
Știe de câte ori am lăsat oameni la vamă și nu trebuia să treacă. Știe toate șmecheile mele. Îmi știe numele? Dar oare mai are ceva pentru mine? Iisus zice, dă-te jos când vrei tu. Dacă ți se potrivește, vezi, vorbește cu nevastă ta și dacă ea e de acord, să... Dacă nu... Zachei, a zis Iisus, prioritizează-mă! Dă-te jos de grabă, căci astăzi, nu mâine. Trebuie, nu dacă vrei, să rămân, nu doar să intru în casa ta. Aleluia lui Dumnezeu! Dacă eu parcă îl văd cu emoții, cum se coboară și zice, vai, Iisus Hristos e interesat de viața mea, lui Iisus îi pasă de mine. Asta e cea mai importantă veste a vieții mele. Nu mă interesează nimic altceva decât să intre Iisus în casa mea. Eu parcă îl văd pe Iisus cum intră la frigider și scoate berile fără alcool. Ce ziceți? Da, da. Dar primul care le scoate e Zacheu. Parcă îl văd pe Zacheu cum pune parolele, pac, pac, pac. Safe, tot. Șt, hai. Doamne, mă pocăiesc cu adevărat. Jumătate din averea mea o dau? Îi dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva? Îi dau înapoi împătrăit. Cum ar arăta România dacă pocăința ar fi în felul ăsta? Cum ar arăta bisericile noastre? Să intri în telefonul tău și să scoți orice lucru murdar. Să scoți orice lucru murdar din mintea ta, din privirile tale, din urechile tale. Muzica aia infectă! Scoate-o afară! A intrat Iisus în casa ta, nu mai păta o imagine a lui Dumnezeu, nu mai păta onoarea lui Dumnezeu. Trăiește de așa standarde și de așa maniere încât Domnului să-i fie bucurie umblarea ta. Prioritizează-L pe Dumnezeu. 2. Ce faceți, oameni din Ninive? Păi noi ne pocăim, dar un pic mai modern. Dacă pocăiții evrei se îmbracă în saci și în genușă, noi nu facem asta niciodată. Asta s-o facă ei, ei au altfel de tradiție, alt context etnic, vin din altă parte, și niște nomazi, n-au valoare. Noi, Imperiul Asirian, bă, prieten, capitala la Ninive, noi suntem cei mai tari. Noi. Avem noi sistemul nostru de pocăință, un cercelaș în ureche, Jesus fie cu noi. Noi facem bunții, sărim pe scene, dansăm, noi avem pocăința noastră. Așa au făcut ăștia. Pocăința e la fel, dragilor. Și în mileniul 3, și în mileniul 2, și secolul 1. Pocăința înseamnă frică de Domnul. Înseamnă proșternere în fața lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului. Împăratul zice, cobor din patron, îmi dau jos hainele mele de important, de extrem de valoros și mă cobor, mă proștern, mă cobor de scaunul meu de domnie. Îmi dau jos mantia, mă acopăr cu sac și voi ședea în cenușă. Proșternete! A trimis de-a de știe în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic. Ăsta e postul adevărat. Lăsați postul ăla cu apă, cu cola, cu gumă de mestecat, să ne iasă din cap lucrurile astea care sunt cure de slăbiri. Postul adevărat e fără mâncare, fără apă. A zis cumva amin și n-am auzit? Amin. Amin, post adevărat. Când bătrânii noștri mergeau și posteau, unii dintre noi sunteți aici, dintre cei care au făcut asta, mergeau pe la 6 dimineața în câmp, fără să adingă cu vârful limbii o picătură de apă. Vedeau cu sapa 8, 9, 10 ore. Întorceau acasă târziu, după un drum obositor, când intrau în un living, pe pământ sau pe podele, asta nu e cântare numai, asta e realitate. Țineau de mână în genunchi, cu Biblia între palme, și ziceam să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bine. Apoi mâncau. Da, post. După un post de ăsta sincer și curat, conform Isaia 58, normal că la rugăciune ieșeau demonii din oameni. Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Să ne întoarcem la o pocăință curată. Să ne întoarcem la o pocăință originală. Să scoatem toate lucrurile lumești din mințile noastre. Să smulgem învățăturile care ne bat la porți și la urechi și la frunți și la minți și la gândiri. Să fim moderni. Cu modernitate nu iese Duhul necurat din oameni. Cu o pocăință autentică ies Duhurile afară.
Și vreau să vă spun ceva, ne putem moderniza clădirile, mașinile și casele, dar n-avem voie să ne modernizăm pocăința. Pocăința rămâne cum scrie în cartea azi. Rămâne aceeași. Învățătura sănătoasă, n-avem voie să o distrugem. Cuvântul lui Dumnezeu e da și amin. Aliluia lui Dumnezeu. S-au prosternut înaintea Domnului, pentru că, dragii mei, vrei cu adevărat în ultimele tale zile de viață să ai răspuns din partea Domnului? Vrei să intervină Domnul în cauza ta? Proșterne-te înaintea Domnului. În ultimul rând, cu care închei. Poziției. Ne proșternem doar la nivel de post și rugăciune, dar noi nu prea vrem să facem nimic în casele noastre valabil, practic. Să nu guste nimic, nu bea apă deloc, oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se... Asta nu le mai place la oameni. Zile orice, dar nu le zic că n-au voie, n-au voie să bea câte o bericică fără alcool. Zile orice, dar nu le spune că nu e ok în beciurile lor și în cămările lor să fie sticle cu vin. Zile orice, dar nu le spune că ei trebuie să se vadă în comportamentul lor, în îmbrăcămintea lor de pe stradă și de acasă și din biserică, că ei trebuie să fie exemplari. Zile orice, dar nu le vorbi de păcatele personale. Să se întoarcă de la calea lor cea ea și de la faptele de asuprire de care le se împline mâinile. Și ce înseamnă asta? Când a început numărătoarea inversă, pune punct păcatului din viața ta. Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși. Să pui punct păcatului din viața ta înseamnă să-ți faci o listă lungă sau scurtă, depinde câte sunt ele, în mintea ta, în sufletul tău. Să zici, Doamne, uite, mă uit la problema asta, am o vulnerabilitate în domeniul ăsta. Te rog frumos, lasă o picătură de sânge peste mintea mea, peste sufletul meu, peste inima mea, peste gândurile mele. Vreau o eliberare supranaturală. Să pui punct păcatului din viața ta este să intri în telefonul tău și să scoți orice murdărie din el. Să pui punct păcatului din viața ta înseamnă să intri în camera ta și dacă ai postere cu oameni care nu îl onorează pe Dumnezeu, să le smulgi afară, să le dai afară din camera ta. Să pui punct păcatul din viața ta înseamnă să te retragi din acele grupuri de pe WhatsApp, de pe acele rețele de pe Instagram și ce vizionezi tu pe internet și să te retragi din zona aceea unde vorbești ceva cu înjurături. Să pui punct păcatul din viața ta înseamnă să te oprești, bărbate! Să nu te mai cerți cu nevasta ta! Să te oprești din scandalurile din cauza cărora pruncii tăi se ascund în dulapuri. Să te oprești din nervozitatea aceea și tu vii la biserică ca un sfânt. Eliberează-l, Doamne! Și vrei Canada, vide, zome, nadis. Să pui punct în viața ta la păcat înseamnă să faci o listă lungă a tuturor problemelor tale personale și să zici, Doamne, n-am cum să mă scap de ele. Am încercat prin metode, prin sisteme, am încercat prin vorbe, prin promisiuni, vin în fața ta. Capitulez înaintea prezenței tale, Doamne, și pentru păcatele de care nu pot scăpa doar prin rugăciune și prin mărturisire, mă duc la un pastor, la un presbiter, mărturisesc viața, vreau o eliberare. Shemena graida zimeno bedegerovele di arat. În numele lui Iisus Hristos există putere de eliberare. Că nu te poate elibera nici psihologul, nici terapeutul, te poate ridica mâna Domnului. Când sistemele de detoxificare nu fac față problemelor tale, există o mână nevăzută din calvar. E mâna cicatrizată din care s-a vărsat sânge nevinovat. Toți băieții ăștia care au venit împreună cu mine din Betania, din Cluj, în urmă cu 5 ani, nu erau așa. I-a atins puterea lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu, aleluia lui Dumnezeu. Ai experiențe în casa ta când Dumnezeu a făcut minuni. E Dumnezeul viu și atotputernic. E Dumnezeul măreț și glorios. Aș vrea să te provoc, dacă nu ești botezat în apă și ai minim 14 ani, egal din ce religie faci parte și din ce familie vii, dacă ai minim 14 ani și decizi în această seară că vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată. Mă uit în toate direcțiile în clădire. Oricine ești, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamnă. Dacă mai este cineva în prezența Domnului, chiar dacă faci parte dintr-o familie de pentecostali, dacă n-ai o relație reală cu Domnul Iisus Hristos și nu ești botezat încă în apă sau botezată, Domnul e prezent în locul acesta să-ți aducă eliberare. Domnul să te atingă, ridică o mână dacă vrei să-ți predai viața Domnului în semn de mântuire. Mulțumesc, Domnul să vă atingă, Doamne, să vă binecuvinteze.
abia aștept să aflu că v-ați botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dacă mai este cineva, vă rog să fiți cu toții cu ochii închiși, nimeni nu se uită la nimeni. Fiecare se uită la sufletul lui, privește-ți viața, privește-ți istoricul, privește-ți trăirile, privește-ți gândurile, privește-ți privirile, privește la viața ta. Capitulează în fața lui Dumnezeu și zi: Doamne, ai milă de viața mea, ai milă de falimentul meu, ai milă de căderile mele. Întreb ultima dată pentru cei care sunt nebotezați în apă, dacă mai este cineva, chiar dacă faci parte dintr-o familie de pentecostal, dacă încă n-ai o relație reală cu Domnul Iisus Hristos, dacă nu s-a produs acea naștere radicală din nou, vizibilă din interior înspre exterior, și vrei să-ți predai viața Domnului, ridică o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu. Domnul îi prezentă aici să vadă viața, dar Domnul să vă atingă, Domnule. Aleluia lui Dumnezeu, osana lui Iisus Hristos. Simt cum puterea Domnului trece printre rânduri în seara aceasta. Simt cum Duhul Domnului convinge inimile de păcatele personale. Trece și la balcon și în sală, prezența lui Dumnezeu este autentică. O, strig din toată inima, slăvit să fie numele Tău, Iisuse Hristos. Mă adresez înspre noi, pocăiții botezați, care de o vreme mai lungă sau mai scurtă ne-am întâlnit cu Hristos, am intrat într-un baptistier sau într-o apă curgătoare și am promis lui Dumnezeu credincioșie. Dacă de o vreme, frate sau soră, ai scăzut spiritual, ai coborât pe trepte spirituale tot mai jos și biserica pentru tine rămâne doar o anexă, doar ceva la care vii când îți rămâne timp în timpul săptămânii și vii rar și nu prea-ți pasă și nu prea te interesează și ăla nu-i bun și cu tare nu-i în regulă și pe toți împarți și bârfești și taxezi. Nu te uiți la viața ta în această seară. Te rog frumos, fă-ți o revizie. S-ar putea să fie ultima ta seară. Nu știu care e numărătoarea lui Dumnezeu în dreptul meu. Nu știu care e numărătoarea inversă a lui Dumnezeu în dreptul ființei tale. Dar pocăitule și pocăită botezată, dacă în această zi, în seara aceasta, îți recunoști vinovăția faptelor tale, dacă vrei să lași ca lacrimile tale să se scurgă în semn de sinceritate, dacă strigi după mila lui Dumnezeu, dacă zici: Doamne, iartă-mă și ridică-mă în seara asta, mai fă-mi un semn cu mâna ta, un semn de eliberare, Doamne, mai dă-mi un minim bolt, dacă vrei să-ți renoiești legământul pe care l-ai încheiat cu Domnul Iisus în apa botezului, fă un semn discret cu o mână stângă ridicată înaintea lui Dumnezeu. Mâna ta stângă va fi dovada faptului că cu adevărat vrei. Domnul să te atingă, Domnul să te atingă. Mai sunt și alții, zice Duhul Domnului, care au nevoie de această rededicare, de această renoire a legământului. Să-i spui Domnului ca Iona: Doamne, îmi voi împlini jurințele pe care le-am făcut înaintea ta. Oh, mă retrag din anturaje murdare, mă retrag din zona gri a vieții mele, mă retrag din formă de tradiție, Doamne, din religiozitate. Oh, mă retrag din doar sistem prin care trăiesc religios și sacatat. Oh, vreau o eliberare totală. Aleluia lui Dumnezeu. Oricine ești, oricum te cheamă, intră în rugăciunea asta din toată inima ta. Strigă după mila lui Dumnezeu. Oh, Domnul vrea să împartă hainele mântuirii. Domnul e prezent la Betania să elibereze. Erit chemene veraias. Dar ei sunt persoane care au avut gânduri suicidale. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Duhul al morții, părăsește locul acesta. Aici e prezența lui Iisus. Aici e prezența Duhului Sfânt. Duc de viață nouă, grabnic să coboare, eliberează, vindecă, restaurează, rupe lanțuri. În numele lui Iisus există putere. Există putere de eliberare. Când nu mai poate mama, nu mai poate tata, când nu mai poate pastorul, poate Iisus. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm cum ne-a rugat niciodată. Strigă, strigă după mila lui Dumnezeu. Zi: Doamne, ai milă de mine. Strigă cu putere ca nilivenii și zi: Doamne, eliberează-mă și pe mine, vindecă-mă și pe mine, ridică-mă și pe mine. Oh, dă o nouă perspectivă vieții mele, eliberează viața mea, smulge-mă din forme religioase, vreau să trăiesc cu tine. Intrăm cu toți în rugăciune, toți ne rugăm din toată inima, cu toată credința. Domnul prezentă.